Vezi câtă nebunie e în țara asta? Da, văd. De ce am ajuns să fim toți atât de nebuni noi românii? După mine, din cauza lui Băsescu. Tu ai încercat să faci ceva pentru țara asta? Multe lucruri. Și de ce n-ai reușit? Pentru că toate lucrurile care am încercat s-au sfârșit furat. Cum s-a, ce s-a întâmplat? Zici, haide să ajut țara, te fură unul și gata. De ce crezi că fură oamenii în țara asta? Păi chiar nu știu, să spună ei motivul. Și ce lege ai dat tu? Toți care să fură să fie izgoniți din țară. Troi insule, le dai mâncare și să trăiască dacă pot. Ți-ar plăcea să avem un președinte femeie? După mine nu. După tine știu că Potopul. De ce nu crezi că ar fi potrivită o femeie? Dacă ar arăta bine, toți bărbații ar vota, dar ar fi rea la conducere. Eu cred că ea știe ce face. Depinde și de om. De omul cu care face? Da. Cu ce om crezi că face? După mine, cam în ce stare e România, cred că cu Elena Udrea. Ce meserie crezi că i s-ar potrivi Elenei? Elenei Udrea cred că i se potrivi meseria de gunoier, că la altceva nu prea se pricepe. Eu cred că judeci greșit. Poate a muncit. După mine n-a muncit, pentru că ea cere bani de la Băsescu și Băsescu cere bani la un prim-ministru. Și prim-ministrul ăla e prieten cu niște hoți și aia fură. Și așa s-a dus de râpă toți banii din Europa. Eu cred că trăim într-o țară cu oameni cinstiți și muncitori. Aș vrea și eu să fie adevărat, dar nu e adevărat. Peste tot fură oamenii, peste tot. Tu ești mândru că ești român? Nu sunt mândru că sunt român. Eu cred că există și oameni politici care ar merita să conducă țara. Mai Orfei, a existat un om care conducea bine țara, dar din păcate a murit. Cine? Ceaușescu. Nu eram nici atunci cei mai buni, dar frate, fiecare om era cinstit. Mai spart. Păi să te repari.